Vreau însă ca în satul meu, la copiii din satul meu, în Pererita și în satele noastre, să ajungă și muzica clasică, universală. Astfel am cutezat să scriu versuri la unele piese instrumentale din muzica universală care nu au avut niciodată versuri. Am scris versuri la Mica Serenată de Mozart, versuri la muzica lui Tchaikovsky, Primăvara, versuri la Sonata Lunii de Beethoven. Crezând că prin cuvânt, muzica universală poate ajunge și în Pererita mea și în satele noastre. Chiar dacă n-am ajuns în toate satele noastre, eu consider că mi-am făcut într-un fel datorie în tovărășia unui cor de la școala Ion Creangă, cor care se numește Vocile Primăverii, condus de un om de excepție care se numește Ștefan Andronic. Putea spune că Grigore Vieru este un om al recuperărilor. El ne-a întors copilăria frustrată de război, lipsându-ne o enciclopedie, ne-a dat o albinuță care să o înlocuiască și ne-a întors cânticul pe care, în condițiile înstrăinării, l-am cam pierdut, ne-a fost furat.